Lucrul care mi-a atras atenția în mod special săptămâna aceasta, urmărind evenimentele în lume, a fost unul care poate să scape atenției, dar care de fapt este reprezentativ și are în sine cheia, mesajul prezenței lui Dumnezeu printre noi, pe pământul acesta, în ciuda împrejurărilor în care ne găsim. La știri într-o zi, a fost un articol de un fel de batjocură la adresa celor care au făcut preziceri înainte de începerea războiului cu Irakul. Ei au spus așa, că în partea de sud a Irakului este săpat, și este într-adevăr acolo, este săpat un imens tranșeu care va fi umplut cu petrol și care va fi aprins ca să fie un fel de gardă împotriva invaziei dinspre sud. Aprinderea unui astfel de tranșeu de kilometri și kilometri cu petrol ar fi constituit o altă catastrofă alături de cea din Kuwait, când Saddam Hussein a aprins 700 de puțuri de petrol. Și s-a prevăzut că nici măcar în 10 ani nu vor putea fi stinse. Au ars peste 5 milioane de barili de petrol pe zi, poluând atmosfera mai mult în lunile de zile care a fost acolo, decât în toată istoria tehnicii moderne la un loc. O așa cantitate imensă de noxe s-a ridicat în aer. Și s-a prevăzut atunci că vor dura 10 ani luptele ca să stingă focurile acelea. V-am recomandat unora care au posibilitatea să vedeți focurile din Kuwait, se numește pe IMAX, a fost prezentat aici în Cathedral City. L-am văzut și nu pot să cred că decât iadul mai poate să se asemene cu așa ceva ce a fost acolo, 700 de puțuri de petrol aprinse. De asemenea, s-a prevăzut la începutul războiului că Saddam Hussein și regimul lui, într-o mișcare sinucigașă și de răzbunare, or să aprindă toate puțurile de petrol din Irak. Adică alte sute și sute și sute de puțuri de petrol. Aceasta ar fi fost o catastrofă de neimaginat. De neimaginat ar fi trebuit să implice toată armata lumii, toată tehnica lumii, ca să mai poată stinge așa ceva ce este acolo. O altă previziune a fost că asupra armatei se va arunca armament chimic și se va împrăștia din avioane. Soldații vor muri cu zecile de mii, cu sutele de mii pe câmpul de bătaie, că în bombele care se vor da vor exista agenți patogeni, germeni care vor răspândi boli incurabile între soldați, în masa de populație, pe tot pământul. Focarul odată izbucnit acolo nu mai poate fi controlat, urma să cuprindă întreaga lume. Așa s-a spus. S-a spus că datorită atacului acestuia împotriva Irakului, țările vecine or să intervină. Intervenția țărilor vecine va arunca lumea într-un război necontrolat, fără limite, și cu ocazia aceasta nu va putea să rămână nicio țară neutră, ci războiul se va întinde la scară planetară. Personal am fost foarte cutremurat când am citit știrea că ambasadorul rus a fost împușcat în burtă, două cartușe i s-au tras în stomac și convoiul rusesc care s-a retras la sfârșit acum din ambasada rusească, convoiul a fost atacat, a fost literalmente distrus, ambasadorul s-a plâns că un pluton american a trecut în viteză și nici măcar nu s-a uitat înspre el când era acolo într-o baltă de sânge. Am gândit, zic, acesta poate fi sfârșitul lumii. Nu trebuie decât ca armata rusească acum să se ridice și să vină să răzbune jignirea, ofensa adusă și de aici se încleștează cele mai mari puteri ale lumii, se aruncă în luptă armamentul atomic și de nimicire în masă și acesta este capătul. Așa s-a spus. Și multe alte aspecte ale războiului din Irak au fost prevăzute. În ce privește starea în Statele Unite, s-a prevăzut că imediat ce va începe războiul în Irak, agențiile irachiene și teroriste care se găsesc pe teritoriul Statelor Unite ale Americii or să declanșeze atacuri nemai auzite. Or să otrăvească surse de apă, or să distrugă baraje și apele or să nimicească în calea lor orașe întregi. Că vor răspândi agenți biologici în marile aglomerări urbane din Statele Unite ale Americii și că proporțiile dezastrului nu vor putea fi nici de cum prevăzute de cineva. Toate acestea. Și în articolul acesta de râs, care era scris acolo, se spunea că nici un nu s-a împlinit. Ha, ha! Și omul râdea. Am citit și am simțit îndemnul să mă așez pe genunchi
și să mulțumesc lui Dumnezeu din suflet, nu pentru faptul că unul n-a ghicit ce o să se întâmple, pentru că cel care a spus așa ceva n-avea nevoie să ghicească. Aceste lucruri erau nu probabilități, ci posibilități. Am simțit îndemnul să mă așez pe și să mulțumesc lui Dumnezeu că nu s-au întâmplat aceste lucruri care puteau să se întâmple. Familia noastră a avut o experiență cu vreme în urmă. Am fost implicat într-un accident, cineva la mașină și într-o împrejurare grea, nu știu cine s-ar fi descurcat altfel acolo, dar, mă rog, aceasta a fost situația, cu viteza de 100 la oră, șoferul a lovit o căruță cu fân, care era în fața noastră. Căruța a fost ruptă în două, a fost aruncată jumătate peste un șans, cai cu oameni cu tot, aruncați prin niște copaci. Mașina în care eram noi nu era una din aceasta Hummer, care e pe stat, era o Dacia. Și s-a făcut pulbere, motorul cu mașina a intrat peste noi în cabina acolo, cabina s-a turtit și ne-a strâns de bord în locul acela, nu mai rămăsese loc decât să respirăm puțin. Oamenii care au fost în căruță țipau, noi în mașină i-am întrebat pe șoferul de lângă mine și am zis, Vali, ești bine? Și el a zis, sunt bine, tu ești bine? Și eu sunt bine, zic. Cum ieșim de aici? Nu știu, dar mașina să troznească peste noi. Stăteam acolo. Scuzați-mă. Până la urmă, el a reușit, a ridicat un picior, a lovit o ușă din partea mea, a desfăcut-o și ne-am trântit amândoi într-un șanț. Și am ieșit de acolo. Nici măcar zgâriați. Nici un pic. Nu știu cum se poate așa ceva, dar vă spun că se poate. Nici măcar o picătură de sânge nu a fost, nici o zgârietură. Deși bordul era rupt cu capul de mine, chiar acolo unde am lovit, scaunul pe care am stat a fost rupt din izbitura aceea, din reculul pe care l-am simțit acolo, oamenii din căruță au fost aruncați în sus, în cap, peste ca niște pisici, au căzut înapoi, dar nu în asfalt, ci pe fân au căzut. Dacă picau în asfalt, erau și ei. Nu s-a întâmplat nimic nimănui, doar caii erau puțin juliți, fiindcă au fost târâți distanță mai mare. Eram în lucru pentru o comunitate, mergeam la ora aceea, pentru o adunare eram plecați undeva. Și a trebuit să adunăm gunoaiele mașinii care au mai rămăseseră acolo și să ne îndreptăm spre casă. Am ajuns acasă târziu după miezul nopții și găsesc pe soția rezemată de perete, trează. Și eu, care nu-mi place să aduc vești rele și nici să dau tensiuni inimii ceva, e foarte natural și lejer. Și zice, ce faci tu la ora asta? Și ea s-a uitat îngrozită, zice, ești bine? Și zic, sunt foarte bine. Foarte bine, dar ce se întâmplă? Zice, uite, la miezul nopții am avut un vis. Ce vis ai avut? Am visat că era mașină mare la noi la poartă, cu obloanele lăsate în jos. Pastorul Ciovică, fratelui Vali, era prezent acolo la mașină, era un sicriu în mașină și când eram cu fetele de muncă și m-am uitat în sicriu și erai tu, îți curgea ceva din cap. Și erai mort acolo cu costumul ăsta pe tine. Oh, zic, fii liniștită, fii liniștită. Și am stat de vorbă până despre ziua și când am considerat că pot să vorbesc cu ea, atunci i-am povestit. Zic, tot ce ai visat a fost proiectat în detaliu să se întâmple așa. Așa a proiectat diavolul, să sfârșesc cu creierii zdrobiți. Dar Dumnezeu a întins mâna și a spus, până aici vii și mai departe nu mai treci. Aceste lucruri se întâmplă la nivel de persoană și se întâmplă la nivel de familii sau de state. Sau de planetă. Dumnezeu știe să pună un hotar răului. Și dacă astăzi nu trăim într-o țară unde să se moară cu milioanele din cauza agenților biologici, dacă nu trăim într-o țară unde să fim alergați ca animalele, să nu știm încotro să mai fugim, nu este pentru că le-a fost frică unora să facă așa ceva. Sau pentru că nu este posibil lucrul acesta. Ba da! Totul este pregătit, numai că cineva a spus, până aici vii și mai departe nu mai treci. Și dacă acolo, în Irak, nu s-a întâmplat ce au prevăzut unii că se va întâmpla, nu este pentru că, ci este datorită lui. Doar din acest motiv. Și noi vrem să mulțumim lui Dumnezeu din adâncul sufletului pentru toate aceste neîmpliniri ale unor preziceri care au fost spuse. Și vrem să spunem încă o dată că inima ne este plină de pace la gândul că Dumnezeu este deasupra tuturor lucrurilor. Mâna Lui conduce fără greșeală.
El care nu poate să împiedice pe om să secere ce a semănat, în același timp veghează ca nu cumva Satana să grăbească sfârșitul, așa cum ar dori foarte mult să o facă. Planul lui Dumnezeu se va împlini, dar nici cu o clipă mai devreme sau mai târziu decât a hotărât Tatăl nostru ceresc. Suntem în casa lui Dumnezeu să studiem cuvântul lui Dumnezeu. Și mă rog din toată inima ca, dacă e posibil, să nu doarmă nimeni astăzi. Ascultam rău povestea aceea cu oamenii care dormeau în adunare și pastorul a zis: scoală-l tu, frate, pe fratele ăla că doarme. Și fratele i-a zis, ce i-a zis? Scoală-l tu că tu l-ai adormit. M-am gândit la treaba aceasta. Ba încă evreii, mulțumesc foarte mult, evreii au și ceva de râs. Că anume, mai mari șanse la mântuire a avut un șofer de autobuz decât un rabin care citea din Talmud. Și rabinul a fost nelămurit și a zis: de ce, domne, șoferul ăsta care, pe cât ce vorbe avea asta și cum s-a purtat ăsta și eu care am citit în Talmud toată viața la toată lumea? Și s-a spus, zice, vezi, tu când citeai din Talmud, o rugăciune, două din toată sala, restul toată lumea dormea. Iar când șoferul ăsta se așeza la volanul autobuzului, toată lumea se ruga. Așa că asta este diferența, a zis el. Însă sunt unele lucruri pe care noi le luăm ca verificate, le luăm ca axiome. Și nu sunt așa. Nu. Ar trebui puțin reverificate. Oare pastorul era de vină în grădina Ghetseman de dormeau discipolii? El i-a dormise pe discipoli? Dacă doarme cineva, doarme din cauza aceasta? Mă rog, Domnului, să ne țină atenția și mintea trează în ora aceasta. Nu este o problemă de conveniență sau de confort. Vine o zi pe traseul nostru în care ne va trebui cu disperare ce s-a vorbit astăzi aici. Și o să punem mâna la cap și, Doamne, despre... Parcă mi-aduc aminte, dar nu știu ce s-a întâmplat. Ba da, spune eu ce s-a întâmplat. Ai închis ochii, ai dormit. Sau te-ai gândit în altă parte. Și s-a întrerupt firul, s-a pierdut. Nu vă aduceți aminte, le spuneau ucenicii, nu vă aduceți aminte ce vă spunea. Și și-au adus aminte atunci de predica pe care Domnul a ținut-o în Galileea. Suntem în plină serie În locul meu. Și poate că vor mai fi câteva prezentări. Nu vreau să fiu obositor, ar fi foarte multe lucruri. Dar mă rog lui Dumnezeu strictul necesar să ne fie prezentat. Aș vrea să fim conștienți, începând cu mine, că stăm în fața lui Dumnezeu care este prezent aici între noi. Dacă El nu este prezent așa cum ne-a spus în mijlocul nostru, tot ce facem noi este o simplă joacă de copii. Suntem niște copii într-o piață care cântăm unii altora și știți cum spune pilda acolo. Noi însă nu slujim unui Dumnezeu istoric sau unui Dumnezeu imaginat și imaginar. Noi slujim unui Dumnezeu viu, care este astăzi prezent aici cu noi și care este interesat pentru sufletul nostru, pentru mântuirea noastră. Noi nu slujim unor învățături, ci unui învățător. Când am fost în țară la Craiova în vizită, vă povesteam că ne-am întors despre ziua pe la 4 așa și că primul lucru de dimineață pe care a trebuit să-l fac a fost să predic la liceul Petre Paulini din Craiova. Pentru prima dată am fost în acea școală. Și vă spuneam că am prezentat subiectul din scriptură, studenții care îi spun directorului școlii lui Elisei: domnul director, ne trebuie o capelă mai mare. Și domnul director spune: luați toporul și mergeți în pădure, tăiați grinzi și facem o capelă mai mare, n-avem loc, facem o capelă mai mare. Și am spus că era o mare sărăcie și toporul era împrumutat, nici măcar topor n-am avut, și acela, după ce că era împrumutat, probabil că a fost de la vreo văduvă, fiindcă a ieșit din coadă imediat și s-a dus în apă, sau de la vreo soră al cărei soț nu se ocupă de cele din gospodărie, de vreo familie, că cum a dat cu toporul, a zburat, a rămas cu coada în mână, bietul om, și s-a dus în apă. Și studentul a spus, zice: Doamne, eram împrumutat, ce ne facem? Și știi minunea, toporul a plutit la rugăciunea lui.
Dar pe când predicam, studenții de la Craiova au început să se uite unii la alții. Și profesorul se uită la altă profesoară acolo. Când am terminat, a luat cuvântul, capelanul și a zis, zice, înainte să spun ceva, am o întrebare, dumneavoastră a știut ceva din ce se întâmplă aici la noi, în capelă, la Craiova, la liceu? Zic, nu, sunt pentru prima dată și singurul lucru care l-am știut despre voi a fost că am fost invitat să predic aici la voi dimineața. Altceva, nu știu nimic, nu am cunoștință. Și a spus, noi suntem în post și rugăciune pentru mărirea acestei capele. Nu putem să mărim capela, fiindcă primăria nu ne dă voie. Am făcut petiții, am făcut tot felul de cereri și am fost respinși. Și atunci am hotărât să ne rugăm. Și zic, foarte frumos, păi atunci e momentul să ne rugăm împreună. Haideți să ne rugăm cu toți. Ne-am rugat împreună cu ocazia aceea și am vorbit Domnului și despre domnul primar și despre domnii consilieri de acolo și despre cei care trebuiau să răspundă acolo. Am cerut de la Dumnezeu har pentru ei și binecuvântare și a venit peste ei. Harul și binecuvântarea peste primăria din Craiova. Fiindcă s-au dus acolo după aceea și au eliberat două săli întregi care erau acolo și a spus, acum puteți să vă măriți capela cât se poate de mult. Noi nu slujim unui Dumnezeu închipuit, ci unui Dumnezeu care este viu cu noi. Niciodată acești studenți nu vor uita că Dumnezeu a bătut la ușa primăriei. Nu vor uita acest lucru. Și noi trebuie să ținem minte și Biblia spune, povestește copiilor tăi acest lucru, spune-le iară, la plecare, la venire, spune-le din nou și din nou. Și Pavel spune, vă spun iară și nu mi-e greu să vă spun încă o dată. Noi trebuie să ținem minte că slujim unui Dumnezeu viu și că ce învățăm din Scripturi nu sunt concepte, ci este viață, cuvântul lui Dumnezeu este viață. Care vi se pare din toată Sfânta Scriptură cel mai zguduitor exemplu, cel mai cutremurător, cel mai apropiat exemplu legat de ceea ce învățăm noi aici, Iisus în locul meu. În afară de faptul că aceasta este personală, este clar, este o experiență totală a noastră cu Dumnezeu. Iisus stă în locul nostru în fața lui Dumnezeu, dar din Scripturi, spuneți în care loc, care împrejurare vi se pare cea mai de excepție în această privință, unde într-adevăr Iisus stă în locul cuiva, direct și personal și plin de semnificație în același timp. Tâlharul la cruce. În locul tuturor. Dați-mi un... Zice stare. Nu Barnaba. Baraba. Baraba. Iisus, da, mulțumesc de răspuns. Iisus stă direct și personal în locul marelui criminal, marelui tâlhar. Celelalte exemple sunt trase drept concluzii, dar aici faptul se petrece literal, literal. Una din cele trei cruci care a fost pregătite pentru cei trei criminali a aparținut acestui Baraba. Nu a fost acolo o concluzie trasă de cineva, el trebuia literal să ia loc pe acea cruce. Și să citim împreună în Evanghelia după Matei, capitolul 27. Sfânta Scriptură ne prezintă începând cu versetul 15. La fiecare praznic al Paștelor, dregătorul avea obicei să sloboadă norodului un întemnițat pe care îl voiau ei. Ce aveți de zis de treaba aceasta? Să elibereze pe un întemnițat. Așa făcea dregătorul, ca să capete favoarea poporului. Și poporul de obicei cerea pe cineva după inima lui, așa cum cere totdeauna până în ziua de astăzi și în viitor. După inima lui. Fie că e vorba de un întemnițat, fie că e vorba de un împărat. El cere ceva după inima lui și când Domnul l-a numit pe Saul, s-a întors către popor și i-a spus, iată împăratul pe care l-ați ales voi. Nu Dumnezeu a ales pe Saul, voi. Așa se întâmplă aici. Ce ferice că la Dumnezeu nu este așa. El nu eliberează un întemnițat la Paște, ci la Paște Iisus a eliberat omenirea, a sfărâmat porțile morții, ale păcatului, ale nelegiuirii, a deschis pentru totdeauna omenirii un drum spre mântuire și oricine a vrut să iasă din încercuirea diavolului a avut și are porțile deschise. Nu un întemnițat pe an la Paște,
ci în oricât de mare număr îi va chema Dumnezeu. Pentru ca oricine crede, harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii, oricine a voit să iasă din încercuirea aceasta a satanei, a fost eliberat. Când erau adunați la un loc, Pilat le-a zis: pe care voi să vi-l slobozesc? Pe Baraba sau pe Iisus, care se numește Hristos? Că știa că din pismă dăduseră pe Iisus în mâinile lui. Două lucruri se petrec imediat ce poporul este pus în fața acestei alegeri. Pilat primește un mesaj din partea soției lui: să nu ai de-a face cu neprihănitul acesta, că azi am suferit mult în vis din pricina lui. Dumnezeu i-a vorbit prin ultimul resort, prin soția lui. Dacă era altcineva care ar fi putut să aibă asupra lui o influență mai mare, Dumnezeu vorbea prin acea persoană, dar a ales persoana cu cea mai mare influență asupra lui. Dacă pe aceasta urma să nu asculte pe nimeni, de acolo încolo. Ar fi frumos ca soții să păstreze în minte, alături de soții, că într-o zi Dumnezeu îți poate vorbi prin omul de lângă tine. Mesajul acesta nu a venit de la ea, ci a venit de la el, adică de la Iisus, prin ea. Dacă ar fi ascultat-o, ar fi intrat în istorie pe un loc despre care nu avem nici cea mai slabă imaginație astăzi. Ce s-ar fi scris în Biblie despre Pilat? Dacă el asculta sfatul acesta, ce s-ar fi întâmplat, Dumnezeu va arăta la judecată, cum de altfel va arăta tuturor. Și va spune: uite, ce s-ar fi întâmplat dacă în ziua aceea ascultai când ai primit mesajul acela de la soția ta. Uite ce avea Dumnezeu de gând să facă. Și va arăta pe unde ar fi trecut drumul lui dacă ar fi ascultat. Dar fie că e vorba de un mesaj de la Dumnezeu, și este vorba de un mesaj de la Dumnezeu, cu orice fel de poruncă în el, Dumnezeu lasă totuși unui om libertatea de a spune nu. În timp ce primește acest mesaj, într-o altă parte a locului pavat, preoții cei mai de seamă și bătrânii lucrează din greu. La ce lucrează ei? Să câștige inima poporului. Aceasta este misiunea unui predicator. Să câștige inima poporului. Pentru cine? Pentru dumnealui? Nu-i trebuie. Pentru satana? E un trădător. El este chemat să câștige inima poporului pentru Dumnezeu. Preoții cei mai de seamă și bătrânii înduplecau, convingeau noroadele să ceară ce? Pe Baraba, iar pe Iisus să-l omoare. Asta era ce făceau ei. Norodul este așa de inflamabil. Să nu ignorați, vă rog, oameni din adunare care își permit să arunce săgeți aprinse. Sunt unii care par irresponsabili. Aruncă niște, lansează niște vorbe de te doare capul când le auzi. Eu cel puțin nici nu pierd timpul să verific. Mi-ar fi jenă să sun, să întreb: domne, ești om sănătos cumva sau ce vorbă este aceasta? Nu-mi permit să-mi pierd timpul. Dar sunt unii oameni care bagă săgeți în păcură, le aprind și trag cu ele în sus. Și după aia cade undeva. Să nu ignorați astfel de lucruri, să nu o las că ăsta e un, așa vorbe, îl știe lumea sau pe aceasta o cunoaște lumea că ăsta. Nu, să nu ignorați lucrul acesta. Biblia are niște pasaje în ea care sunt cutremurătoare. Zice: un om de nimic, unul Sheba fiului Bicri, ia o trâmbiță, sună și spune: hai aici, și tot poporul urmează pe împăratul Sheba fiului Bicri. Și ce război și ce nenorocire este acolo. Să nu ignorați acest lucru. Preoții înduplecă noroadele. Noroadele sunt atât de inflamabile, atât de ușor de schimbat opinia lor, mai ușor, mai greu convingi un singur om decât un norod întreg, pentru că oamenii se ajută unii pe alții. Aici, în Statele Unite, nu vreau să dau nume pentru că nu sunt aici să fac reclamă comercială, dar s-a întâmplat, s-a fost ceva grozav. Și n-a trebuit decât o vorbă infernal gândită a unui foarte inteligent creier. O anumită firmă lansează un produs pe piață. E vorba de un produs de igienă și cosmetic și lansează un produs pe piață, care nu era altceva decât tot ce se găsea până atunci pe piață. Însă omul pregătește un plan. Cum să facă el
să câștige piața acelora care investiseră miliarde în cercetări, în lucrări și răspândise tot în lume, în publicitate. Cum să câștige el pe o cale nedreaptă, bineînțeles, că lui ar fi trebuit 50 de ani de acum încolo ca să poată să aibă un nume în lume. Și atunci Satana îi pune în minte un gând extrem de simplu, care însă este foarte semnificativ pentru noi. Individul lansează produsul pe piață și scrie pe el o mică vorbuliță. Acest produs nu conține arsenic. Nici nu avea o legătură cu arsenic, în primul rând. Ce concluzie credeți că a tras lumea? Deci ăștia au arsenic. Din clipa aceea s-a terminat. Răsturnări, falimente teribile și după aceea procese și... Dar o simplă vorbă. Poporul foarte ușor înclină și preoții au putere și conducătorii pe care i-a pus Dumnezeu folosesc această putere și autoritate după, în funcție de legătura lor personală cu Dumnezeu și în funcție de caracterul lor și de viața lor. Și au înduplecat noroadele. Dregător a luat cuvântul și le-a zis: pe care din amândoi voiți să vi-l slobozesc? Rodul lucrării preoților, pe Baraba, au răspuns ei. Pilat insistă, el vrea, dacă se poate, să fie și cu Iisus, să nu piardă nici favoarea norodului. Și insistă. Dar ce să fac cu Iisus, care se numește Hristos? Răspunsul este simplu. Să fie răstignit! Dregătorul luptă în continuare. Dar ce rău a făcut? I-a început să strige și mai tare. Să fie răstignit! Poporul de obicei nu vrea să stea de vorbă. El nu raționează. El, când a pornit într-o direcție, se duce până merge în fundul prăpastiei. De aceea poporul lui Dumnezeu trebuie să fie foarte atent în ce direcție se îndreaptă. Pentru că se va îndrepta într-o direcție, într-o zi pe care n-ar fi dorit-o nici de cum și nu se va opri unde va vrea. Fiindcă nu mai poate să se oprească. Este ca un tren în plină viteză pe linie care a rămas fără frâne. Nu mai e ce face. Se oprește în gară, în lume, tot în... Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie foarte atent în ce direcție merge. Să fie răstignit. Ce rău a făcut, în loc de răspuns, uite ce rău a făcut, să fie răstignit. Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă și a spălat mâinile înaintea norodului, cu gândul că chipurile o să facă pe oameni să-i mustre ceva conștiința. Care conștiință? Și a zis: eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia. Nu cred. Nu cred. Cu oricât apă. Nu cred. Sunt momente în viață în care nu se poate sta pentru adevăr decât cu prețul vieții. Și prețul acesta n-a fost plătit. Nu știu dacă el trebuia... Mă îndoiesc că el trebuia să plătească cu viața dacă ar fi stat de partea ceea ce știa că e drept și adevărat. Cel mult ar fi trebuit să plătească scaunul pe care stătea. Dar n-a fost gata, așa că el nu este nevinovat, după cum spune. Și el zice: treaba voastră, și nici aceasta nu este adevărat. Pe tine de aceea te-a pus Dumnezeu responsabil, nu e treaba voastră, ci e treaba ta în primul rând. Și tot norodul a răspuns: sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Și istoria: vedeți, de-aia i-a toate nenorocirile astea cu lagăre, cu tot ce a fost peste ei, fiindcă au zis: sângele lui să fie asupra noastră și asupra capului nostru. Este o altă baladă acceptată. Dar să știți că nu peste toți aceștia care au zis a venit cum au zis ei, fiindcă peste aceste cuvinte a fost înălțată rugăciunea: Tată, iartă aceștia, căci știu ce fac ei, nu știu ce înseamnă vorba aceasta pe care au spus-o. Și chiar dacă nu toți, fiindcă niciodată toți, unii dintre aceștia au fost iertați la rugăciunea pe care a făcut-o Mântuitorul. Și Iisus este așezat în locul lui Baraba. Baraba a fost slobozit, iar pe Iisus au pus să-l bată cu nuiele în mâinile lor ca să fie răstignit. Întrebarea: de ce a avut loc acel moment? Întâlnirea lui Iisus cu grecii, în care ei au zis: am vrea să vedem pe Iisus, intervine Filip, merge și vine Iisus, și ce cuvinte s-au auzit?
Ce a spus Iisus? Tată, proslăvește numele Tău. A spus în fața lor. Dumnezeu a răspuns din ceruri cu cuvintele. L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Grecii au înțeles foarte bine acest cuvinte. Norodul care era acolo, inima era înclinată în altă parte, lor li s-a părut că aceeași predică poate fi înțeleasă diferit. Pentru unul e un tunet, pentru altul este un mesaj de la Dumnezeu. De ce credeți că s-a întâmplat acest lucru? Tocmai pentru că Satana avea să facă moartea Domnului Iisus atât de oribilă, încât oamenii riscau să cadă de la credință. Și aceștia trebuiau să vadă și să audă cu ochii lor că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, că atunci când va fi așezat lângă Baraba și când va fi așezat în locul lui Baraba și răstignit între tâlhari, să le răsune în minte să știe că nu contează ce zice lumea și Pilat despre cel de pe cruce, ci contează ce zice cel de sus despre cel de pe cruce. Și toți aceia care au avut parte de tangență cu dumnezeirea lui Iisus, toți aceia au înțeles. Nu știu dacă a înțeles că Iisus era în locul lui. Nu cumva s-a uitat de sus la Mântuitorul, l-a privit cu dispreț. Și a vrut să-i spună că e mai tare decât el, că lumea îl vrea pe el și nu îl vrea pe celălalt. Acesta nu este niciodată un motiv de bucurie pentru un copil al lui Dumnezeu. Nu m-aș bucura în viața mea de simpatia unora, de favoarea cuiva, în timp ce mă simt pe mine, îl urăși pe celălalt. Nu. Acesta nu este un lucru original, nu este. Noi am învățat la grupa noastră de școală de sabat. Cine iubește, iubește pentru ceea ce e, indiferent cine este în fața lui și cum e sau cum nu este acea persoană. Cine iubește pe ales sau condiționat, temporar, doar, aceea nu este dragoste. Este cu totul altceva. Nu știu dacă Baraba a înțeles că Iisus murea în locul lui, nu numai la modul fizic. El a arătat în acea ocazie el cu pedeapsa care trebuia să cadă peste noi. Acea pedeapsă literal a fost luată de Iisus. Noi trebuia să trecem prin Ghețeman și pe la Golgota. Acela era sfârșitul nostru. Acela este sfârșitul oricărui om care refuză pe Dumnezeu. Dar el a mers în locul lui. Nu știu ce a înțeles omul acesta. Poate a fost luat de oameni închetorite venitul și a făcut planuri pentru noi răscoale. Deși el acolo în închisoare, care era foarte aproape de locul acesta, sub solul caselor împărătești sau locurilor de judecată, deși acolo era printr-o complită criză psihologică, asculta și el foarte încurcat din celula lui ce era afară și de afară nu auzea decât două cuvinte. Ce cuvinte auzea el de afară? Baraba auzea numele lui, clar, și ce cuvinte mai auzea? Răstignește-l! Aceasta o zea el închisoare. Tot. A ieșit afară, sunt convins că a fost întâmpinat de un chip de o deosebită blândețe și seninătate. A vrut să-i spună cam așa, Baraba, și acesta era Iisus, sunt foarte bucuros că pot să mor în locul tău astăzi. Sunt foarte bucuros că pot să sufăr chinuri pentru tine. Noi înțelegem lucrul acesta că să sufere în locul altuia. Doar Dumnezeu să facă lucrul acesta. Cred că în privirea lui nu era ceva de o invitație la a cunoaște adevărul despre Dumnezeu. Asta este Dumnezeu pe care îl vezi în fața ta, care moare în locul tău. Cuvintele scrise aici, cele două drumuri, eliberează pe Baraba și conduce pe Iisus. Sunt urmate de 27 care spune că vrăjmașii dregătorului au dus pe Iisus în pretoriu, au adunat în jurul lui toată ceata vrăjmașilor, l-au dezbrăcat de haine, l-au dezbrăcat cu o haină stacojie, au plătit cu spini, i-au pus-o pe cap, i-au pus-o trestie în mână, au început să-l corească, să-l lege la ochi, să-l vrească, să întrebe cine a murit,
prorocește, spune, nu știu dacă s-a uitat puțin la acele lucruri, dacă și-a adus aminte, cine să fie acolo, în locul acela. Totuși a fost un moment când cred că n-a putut să mai rămână liniștit, și anume când Dumnezeu a spus pe cruce, s-a sfârșit, când s-a cutremurat teribil pământul, s-a întunecat totul în jur, când s-au deschis mormintele, când s-a sfâșiat perdeaua în templu de jos. Nu se poate ca Barnaba nu se fi gândit la acela care murea în lui. Nu se poate să nu fi înțeles că era mai mult decât o moarte fizică. Era mai mult decât asupra lui, simplu a nelegiuirilor lui. Era cineva care murea pentru mântuirea. Ridicarea Domnului Hristos sau așezarea lui în locul nostru a mers până la cele mai cumplite adâncimi ale infernului. Nu era vinovat de toate păcatele lumii. Era vinovat de tâlhărie, să zicem, de crimă, în altele nici nu. Deși nu este vinovat de un păcat, spune Biblia, e vinovat și atât. Unde un cetățean care se declara și creștin a molestat propria fiică, a judecat. Și instantul este adevărat și este cum stau lucrurile. Un anume lucru a spus nu este. Și a ridicat revolta și a spus onorată instanță, să poate să mă acuzați de minciună? Și onorată instanță s-a uitat la el. Iisus se identifică și coboară. Nu până acolo unde ia asupra lui păcate ale anumitor oameni, ci ce ia el asupra lui? Toate păcatele. Păcatul în orice formă. Păcatul lumii asupra lui. Și haideți să citim în a doua Corinteni, capitolul 5, versetul 21, această expresie uluitoare. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, adică pe Iisus, Dumnezeu, l-a făcut păcat pentru noi. Păcatul asupra lui a fost făcut păcat pentru noi. Pentru noi cei blestemați, Iisus nu a luat blestemul asupra lui, ci ce scrie Biblia în epistola către Galateni? Capitolul 3, versetul 13. Ce spune? El a fost făcut blestem pentru noi. Vrea să arate că ispășirea lui Iisus coboară și înlocuirea lui, deci el înlocuind pe cel căzut în păcat, coboară până la aceia care s-au identificat cu păcatul, s-au identificat cu satana, care au devenit diavoli, nu oameni. Despre Iuda s-a spus, unul are un demon. Mai târziu s-a spus, unul dintre voi este un demon. Identificarea cu satana. Până acolo s-a coborât Iisus, s-a identificat pe sine cu păcatul, ca acela care cândva s-a identificat cu diavolul, dacă va vrea să scape, să aibă în Domnul Hristos o poartă de ieșire. E vorba de vrăjitori, e vorba de sataniști, e vorba de spiritism, este vorba de criminali în masă, de oameni care au reeditat cumva viața satanei, au devenit ei înșiși demoni. Pentru unii ca aceștia a coborât Iisus jos de tot, s-a făcut păcat pentru noi și blestem ca aceștia să poată avea ieșire liberă de acolo de unde păcatul îi încarcerase pentru totdeauna. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, spune Biblia. Este o expresie pe care Iisus n-a spus-o niciodată în viața lui. Cine poate să mi-o spună? Un cuvânt. Pe care nu l-a spus niciodată în viața lui. Iartă-mă! Foarte frumos ai răspuns, Cornel. Iisus nu a spus niciodată, Tată, iartă-mă. Nici vreunui om nu i-a spus vreodată, te rog, iartă-mă. Nu. Pentru că niciodată n-a făcut un rău pentru care să ceară iertare. Și datorită faptului acesta, că Iisus stă în locul celui care trebuia să stea acolo, tâlharul de lângă el, răstignit, sau Baraba, în locul căruia stă Iisus și fizic și spiritual, acest tâlhar și cu mine
Nu trebuie să zică niciodată Dumnezeul meu pentru ce m-ai părăsit. Iisus spune acest lucru pe cruce, dar tâlharul nu spune aceste cuvinte, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit. Fiindcă Dumnezeu era acela care făcuse din El, din Iisus, păcat pentru noi. Și pentru care Iisus a trebuit să strige Dumnezeul meu pentru ce m-ai părăsit. Baraba trebuia să strige cuvintele acestea, dar altcineva le strigă în locul lui. Vine vremea și este foarte aproape de noi, când Baraba va fi cerut din nou. Aș vrea într-o ocazie să trecem așa într-un mic survey asupra evenimentelor care se întâmplă în jurul nostru și asupra direcției lor profetice. Acesta e drumul. Semnele profetice apar pe traseu, clar așa cum au fost spuse din cuvântul Domnului. America se întinde tot mai mult în lume și nu va fi putere care să-i stea împotrivă. Cea mai mare dintre puteri a vorbit mai nimic când ambasadorul a fost împușcat. America trebuie să ajungă acolo unde să poruncească lumii întregi. Așa scrie capitolul 13 din Apocalips și se va întâmpla așa. După ce va ajunge aici, în mod trist, America va cere vasele care au fost aduse din templu ca să bea din ele. Adică se va amesteca în probleme de conștiință și religioase. Va decreta religie. Ceea ce se numește apostazie națională. Care este urmată de ruină națională. Atunci, omenirea va ajunge iar acolo ca să ceară pe Baraba. De această dată, în locul lui Baraba nu va fi Iisus. Fiindcă Iisus s-a adus jertfă odată pentru totdeauna. De această dată, în locul lui Baraba, altcineva va fi pus. Poporul lui Dumnezeu va fi. Poporul lui Dumnezeu va fi în locul lui Baraba. Baraba va fi eliberat, poporul lui Dumnezeu va fi condus la jertfă. Evanghelia spune în Luca 10 cu 3, iată că vă trimit ca pe niște oi, spune în altă parte, spune miei. Vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Vă rog să păstrăm în minte un mare adevăr. Nu lupii constituie problema. Nu lupii constituie problema. Este foarte ușor să înfrângi un lup dacă ești miel. Nu aceasta e problema grea. Nici n-am timp să mă ocup de lupi. De moneda falsă nu am vreme. Viața mea este cu cea adevărată. Nu confruntarea cu lupii, nu setea lor de sânge este problema, ci dacă eu care sunt trimis în mijlocul lor sunt ce? Sunt miel. Ce înseamnă miel? Însemnează acoperit neprihănirea lui Hristos. Știți cum este în limba chineză cuvântul neprihănire? Prietenul nostru Samuel Wang, el a scris o carte și a fost prima carte creștină pe care a publicat-o guvernul chinez. Cuvântul neprihănire în chineză este extrem de semnificativ. Pictează un om și un miel deasupra lui. Aceasta este neprihănire în limba chineză. Acest lucru vrea să spună Domnul aici. Nu mersul în mijlocul lupilor este problema, ci dacă eu sunt miel. Pentru că dacă nu sunt miel, atunci ce scrie aici se transformă în altceva. Un lup se duce între lupi. Asta e tot. Atunci va veni vremea când vor fi dezbrăcate hainele de oi de pe mulți lupi care s-au chinuit și au obosit purtându-le în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Lupi îmbrăcați în haine de oi. Atunci vor dezbrăca aceste haine și își vor face în sfârșit meseria. Vor fi în sfârșit pe locul lor. Atunci. Până atunci noi suntem chemați să ne asigurăm că în locul nostru stă cineva, că deasupra noastră este așezat mielul lui Dumnezeu,
Hristos Iisus. Și în rest, fie lupii cât de mulți, clănțănele colții cât de răi, nu este nicio primejdie. Vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Dar Dumnezeu ne cheamă ca ceea ce mărturisim să fim. Și nu suntem decât pe drum. Și nu suntem într-o probabilitate sau într-o posibilitate, ci suntem într-o realitate, într-o siguranță a mântuirii. El este garanția, este certitudinea acestei făgăduințe pe care i-a dat-o. Dacă Baraba va fi înțeles vreodată sau nu că a murit cineva în locul lui, funcție de această înțelegere depinde destinul lui veșnic. Dacă Baraba, cel de azi, prezent aici sau care predică la acest amvon, a înțeles că cineva a murit în locul lui, sau dacă va refuza adevărul acesta, acest lucru va determina destinația noastră, adresa la care vom ajunge în final. Mă rog lui Dumnezeu să nu fie nimeni printre noi descoperit. Cum spune un cuvânt inspirat, fără niciun acoperământ în ziua aceea. Ci mă rog lui Dumnezeu ca în mijlocul lupilor să meargă miei, aceia care au fost schimbați prin privirea caracterului lui Iisus, în asemănarea cu Iisus. Cred că încă mai păstrăm în minte tragedia aviatică de la fluviul Potomac. Avionul care a decolat de acolo și n-a zburat mult și s-a prăbușit în fluviul Potomac. Sute de oameni, apele înghețate, aparatul zdrobit, oamenii aruncați în dreapta, în stânga, elicoptere de salvare au sosit imediat la fața locului. Un om este identificat în apă. Era iarnă extrem de grea, frig teribil acolo. Imediat elicopterul coboară, colacul de salvare legat de cablul, coboară peste capul omului aceluia. Omul acela cărui temperatură cobora sub limita suportabilului și care își pierdea viața cu fiecare clipă care trecea, face un gest care a uluit pe piloții elicopterului. I-a lăsat fără respirație, a pus mâna pe colac și îl întinde lângă el, unei femei care era căzută cu capul pe o piatră și sângera. Îi pune colacul pe după subsori, după umăr o strânge și elicopterul o trage sus, o ridică. Imediat coboară colacul a doua oară, îl prinde și îl întoarce în partea cealaltă. Este un tânăr acolo, îi pune colacul după subsori, îl trage sus. A treia oară coboară colacul, pune din nou mâna pe el și îl așează pe capul unui om în vârstă. A patra oară coboară colacul și nu era nimeni acolo. Intrase sub apă. Ziarele au scris un articol cu titlul sugerând eroul necunoscut. Noi însă eroul ne este cunoscut. Noi știm cine a luat colacul de salvare și l-a pus peste capul nostru. Și lui vrem să-i aducem slavă și mărire în veci. Amin. Să ne rugăm. Tatăl nostru iubit, toți care stăm aici sunt niște oameni, suntem niște oameni izbăviți de la moarte, de tine. Și viața pe acest pământ încă mai pulsează, pentru că undeva cineva și-a dat viața. Și mai este pâine pe masa oamenilor, pentru că pâinea vieții s-a frânt pentru noi. Îți datorăm viața și mântuirea noastră și cele mai adânci simțăminte ale sufletului nostru. Îți datorăm nădejdea noastră de viață veșnică și de împreună locuire cu Dumnezeu. Iisuse, Doamne, Tu ești acela care ai venit și Te-ai așezat în locul nostru. Și pedeapsa care trebuia să cadă peste noi a căzut peste Tine. Îți mulțumim din adâncul sufletului și Te rugăm, Cerescule Tată, să păstrezi viu în sufletul nostru gândul acesta. Să nu uităm niciodată că cineva a murit în locul nostru și că am fost răscumpărați cu un preț așa de mare. Și să ne ajuți să prețuim totdeauna prețul cu care am fost răscumpărați. Așteptăm ziua aceea, Iisuse, Doamne, când sufletul Tău va fi înviorat, văzând pe cei pe care i-ai izbăvit viața și moartea Ta. Rămâi, Te rugăm, în mijlocul nostru și la ziua când Te vei arăta pe norii cerului,
fă să nu fie absent niciunul dintre cei prezenți, ci dimpotrivă mulți alții pe care i-ai adăugat Tu, Doamne, poporului Tău, și de aici și din lumea întreagă, și să fim răpiți de pe acest pământ, să fim ridicați în nor, să întâlnim acolo și să vedem acea minune a tuturor minunilor, rănile din palmele Tale, care vorbesc despre un singur lucru, și anume că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, dintre care și noi facem parte, pentru care îți mulțumim. Amin.